Astăzi vreau să fac două feluri de mâncare. Am luat o cutie mare de piept de pui. Aici am tăiat pentru a face șnițele. Iar aici vreau să fac mâncărică de ceapă cu piept de pui. Înainte făceam cu pulpe. Acum nu, am zis să fac așa cu piept de pui. Am tocat deja ceapa. Uitați, este aici toată ceapa cu acest chopper. Vă las link aici deasupra numele meu dacă sunteți în Anglia. Am tăiat așa trei cepe din astea mari. Nu recomand să luați din astea mari pentru că abia s-au tăiat și mustura și ochii. Pentru că, nu știu, spre babane, mai bine din alea micuțe cum luam eu înainte. Însă când le-am văzut așa mare, mi s-au făcut și ochii cât cepele. În fine, glumesc. Vreau cum să fac o mâncărică de ceapă. Deja am călit puțin pieptul de pui. Aici am tăiat ceapa și o voi pune aici. Da, acum drumul la foc. Și mă gândeam poate mai tai un pic, dar am zis că lasă, doar atâta, mănânc mai multă carne, că oricum mănânc doar eu, că ceilalți nu mănâncă mâncărică de ceapă. Asta era mâncarea mea favorită, chiar din copilărie și încă îmi place. Așa că haideți să facem mâncărica de ceapă, las așa un pic la călit, după aia pun un pic de apă, iar apoi voi pune sosul de bulion, condimentez și gata asta. Aici urmează să fac șnițelele. Eu de obicei fac sosul direct, nu dau prin nou, prin făină, iară prin nou, iară prin toate. Nu. Eu fac sosul cu totul și ceea ce pun ca să iasă un pic mai pufos, pun un pic de lapte înăuntru, condimentez. Am deja făină de aici. Mi-am pus făina în asta mare pentru a mă ajuta. Le spurg acum un pic de apă, că încă le-au rămas. Curăț un pic blatul și ne apucăm și de șniț. Cam atâta le-am lăsat. S-au făcut așa, s-au călit un pic în ulei, prea mult, nu le las ardă și în sucul propriu. Iar acum pun bulion. Eu zic bulion la toate pastele astea de tomate, nu știu. Așa spun la noi, bulion la tot. Iar acum amestec. Sper să-mi dau pe aragaz, că oricum l-am făcut vraiște. E, na, așa când gătești, nu poți să... Ori gătești, ori ții curățenie, că dacă vrei să ți faci pe amândouă, ar trebui să stau doar cu cărpa mână. Gata. Mai las un pic și apoi pun apă, pun capacul. Acum pun și un pic de sare și un pic de piper. Gata. Am pus și un pic de apă. Lasă acum să fiarbă așa la foc micuț. Am pus și o foaie de dafin. Așa. Și acum pun și un capac. Și dau la foc mic. Pentru că avem timp, desigur. Și îmi place la științele astea pentru că pun lapte, că este așa pufoș. Chiar super faine și mi-e plac mult. Este așa fluffy. Încercând aici să fac mâncare, uitați cum arată casa mea și uite și mititica asta. Iar o să spună lumea că ești băiețel, că ai body cu băiețel, dar nu. Am pus aici sus, că uite ce-mi face ea. Mi-a făcut dezastru, a aruncat tot. Aproape am terminat. Pun așa șervețele între ele. Eu o să mai iau acum unul, să pun aici deasupra. Asta e ultima tur, gata, trebuie să mă duc la muncă. Gata, am terminat mâncărică de ceapă. Așa arată. Mi-am adus aminte că deja au început postul și na, eu nu postesc. Aici am făcut deja șnițelele. Și am așa, nu știu câte am. Am câteva. Acum trebuie să plec la muncă, așa că o să le fac puțin mai târziu. Strâng un pic pe aici, mă duc să mănânc și cam atâta, că trebuie să mă duc să le iau și pe Cristian. Era asta mică? E fomică, da? Că plâns deja. Hai, devină mami!